Uite, mergem și după ea, ia să vedem. Îi dorim să aibă de toate mult noroc și sănătate, să fie harnic și cu minte, pe mama lui și pe învățătoare să le asculte, la lecții să fie atent, să n-ajungă repetent, să se comporte civilizat ca să fie respectat. Ai auzit ce mesaj frumos ai avut, Laurențiu? Am înțeles că tu iubești școala, așa-i? Da. Da, înveți bine? Nu chiar. Câteodată? Când nu te plictisești? Când ești atent. Când ești atent. Dar ce te determină să nu fii prea atent? Nimic. Joaca. Exact. Ai în minte joaca, așa-i? Îți place să fugi printre nori, nu-i așa? Să prinzi păsările din zbor cu mintea. Îți place să culegi flori pentru mami cu mintea. Și din păpădii fac lănțișoare. Faci lănțișoare, vezi? Și atunci când tu te joci cu mintea, cifrele pe tablă fug, strigă după tine, dar tu nu le mai auzi. La fel și cuvintele, așa? Da. Ia să vedem, cine mai are un mesaj? Tu ce îi spui lui Laurențiu ca să crească mare? Eu îi doresc multă sănătate și fericire. Și fericire. Și să fie și cu tine fericită, așa-i? Da. Când te joci în pauze cu Laurențiu? Ce faceți? Ne jucăm pe afară. Așa? Vă jucați? Alergați unul pe celălalt? Nu, ne jucăm cu... Cum se joacă băieții? Cu mingea? Da. Fotbal? Tenis? Nu. Nu. Ne jucăm așa pe jos, okay. În clasă. Prin clasă. Tu ce mesaj ai pentru Laurențiu? Ce îi spui lui Laurențiu? Eu îi urez sănătate, să fie mai atent. Ai auzit? Să fii mai atent. Așa? Și multă fericire. Și multă fericire. Păi sigur o să fie fericit. Uite, acum... Împreună cu voi, Kids Kids, și împreună cu doamnele învățătoare, i-am creat o zi frumoasă. Îți place ziua de astăzi? Da. Te simți bine de ziua ta? Foarte bine. Foarte bine. Dacă ar fi să schimbi ceva la ziua asta, ai schimba? Nu. N-ai schimba nimic. Atunci o lăsăm așa, uite, de dimineață a venit soarele la tine, să spune la mulți ani. Și chiar și dimineața a fost un pic mai cald. Vezi? Până și natura s-a încălzit cu dragostea pentru tine, nu-i așa? Tu ce îi spui lui Laurențiu? La mulți ani și multă sănătate. Și multă sănătate. Tu? La mulți ani, multă sănătate și multă fericire. Și multă fericire. Eu îi doresc sănătate, fericire, tot ce își dorește și la mulți ani. Bravo, foarte frumos. Vezi, Laurențiu, toți te iubesc. Îi descoperim acum împreună. Ia să vedem, cine nu i-a spus nimic lui Laurențiu? Te-ai spus ceva până acum? Da, îi doresc multă fericire, multă sănătate și îi doresc să-i se îndeplinească tot ce vrea. Ce și-a propus? Dar ce înseamnă pentru tine fericire? Adică să se simtă bine. Să se simtă bine. Să fie iubit de cei din jur, nu? Așa. Eu îi doresc sănătate, fericire și de ziua sa să se distreze și să primească multe cadouri. Multe cadouri. O să-l întrebăm noi, că sunt foarte curioasă. Și uite aici un băiețel. Tu ce-i dorești lui Laurențiu? Eu îi doresc multă sănătate, multă fericire, să învețe foarte bine la școală și să fie atent. Nimeni nu i-a spus că vrea să fie bun prieten cu Laurențiu, dar îi spune Kids Kids. Eu îți doresc multă sănătate, să fii la fel de vorbăreț, așa cum te știe Kids Kids, și să ai la fel de bun prieten pe Kids Kids, așa cum ții tu la el până în prezent, bine? Chiar dacă mai crești, să-l păstrezi pe Kids Kids în amintirea copilăriei tale, bine? Da. Am auzit că știți să și cântați. Da. Știți? Ia, ce i-ați pregătit lui Kids Kids și lui Laurențiu? Ce cântecel? Cine ne amintește? Primăvara iarăși a sosit, hai copii, haideți la joc. Și câmpia iarăși a mersit, hai copii, haideți la joc. Hai cu mare bucurie, hai la joc. Să-ți ascult doar copii, să învăț cu copilașii. Mare bucurie, hai la joc, să jucăm mingea câmpiei, hai la joc. Păsărelele cirip în zbor, hai copii, haideți la joc. Ciripesc, cirip în glasul lor, hai copii, haideți la joc. Și noi ca ele, hai la joc. Ale noastre cântecele, hai la joc.
foarte frumos. Ia spune-i tu cui îi mulțumești pentru cântecelul ăsta. Cum le cheamă pe doamnele învățătoare care v-au învățat? Pe doamnele noastre învățătoare le cheamă Urs Luciana și Andreica Maria. Eu le mulțumesc că sunteți așa de frumos sufletește și așa de curați, încât eu aș sta tot timpul aici cu voi. Și pentru că văd că deja petrecerea este pregătită de doamnele învățătoare și de doamna Emilia, eu vă zic poftă mare să ne sărbătorim împreună și nu în ultimul rând, ultimul cuvânt, la sfârșit de emisiune, e la acordul lui Laurențiu. Hai să vedem ce le spui tu copiilor care se uită la noi, lui Kids Kids și tuturor celor dragi. Vă mulțumesc pentru că vă uitați la această emisiune și vă invit când este această emisiune ca să vă uitați. De ce vrei tu să se uite copiii la emisiunea lui Kids Kids? Pentru că este o emisiune de copii foarte frumoasă. Așa, și nu le spui copiilor că ești foarte bucuros că petrec cu tine sărbătoarea? Uite, mulți se uită la noi și împreună cu tine participă la bucuria ta. Mulțumesc frumos pentru că vă uitați la mine. Bravo. Și mulțumesc și la Kids Kids. Așa, Kids Kids cu mare drag, știi că iubește pe toți copiii și mai ales pe tine, că eu știu că tot timpul sun și tot timpul îi spui lui Kids Kids ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut. Și vă spun eu că este un fidel al emisiunii, tot timpul îmi spune Kids Kids, nu mi-a plăcut acolo, Kids Kids, n-ai venit să ne întâlnim, Kids Kids, uite asta trebuie să faci sau asta. Și atunci eu știu ce vă place vouă și încerc să corectez acolo unde Kids Kids este mai uituc și să păstrez bucuria copilăriei. V-am pupat. Sărbătorim împreună și până săptămâna viitoare să rămâneți la fel de frumoși, de cuminți și de veseli. Pa! Pa! Faceți cu mâna, copiilor! Pa! Emisiunea a fost sponsorizată de cofetăriile Cristina.